Rezervația de Zimbri Neamț, cunoscută și sub denumirea de Rezervația de Zimbri Dragoș Vodă, este una dintre cele 4 rezervații de zimbri existente la noi în țară și este catalogat ca fiind una dintre cele mai mari rezervații exclusive zimbrilor din Europa. Arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a 4-a IUCN, rezervație naturală de tip faunistic, este situată în nord-estul României, în nordul județului Neamț, spre limita cu județul Suceava, în apropierea drumului național DN15 și a Mănăstirii Neamțului. Rezervația de zimbri și faună carpatină Dragoș Vodă a fost înființată în anul 1968 și se întinde pe aproximativ 11.500 de hectare, fiind una dintre cele 4 arii protejate incluse în Parcul Național Vânători. În România mai există alte 3 rezervații de zimbri: la Neaga, Bucșani, în județul Dâmbovița, la Hații, Silviuți, în județul Hunedoara și la Vama Buzăului, în județul Brașov. Conform cronicii ocolului Silvic Târgu Neamț, primele 3 exemplare de zimbri originare din Polonia au fost aduse în anul 1970 și au fost numite Rarău, Roxana și Raluca. Peste 4 ani aici sunt pătate primele 2 exemplare de zimbri din cadrul rezervației, femela Rosina și masculul Rocco. În 1974, rezervația este folosită ca și platou de filmare pentru câteva secvențe de vânătoare necesare filmelor Frații Jder și Ștefan cel Mare, Vaslui 1475. La începutul lunii august 1975, toți cei 5 zimbri au rupt gardul țarcului și au ajuns pe piscul Brăileanca în Poiana Grajduri. După 3 săptămâni, au fost readuși cu mare dificultate în rezervație. În august 1975 moare femela Roxana ca urmare a efortului la care a fost supusă cu ocazia filmării secvențelor de goană cumulate cu o boală mai veche plus efortul readucerii în țară. În 24 noiembrie 1977 au fost aduși din spațiul fostei URSS 5 zimbri ca ocazie: Medalist, Mentol, Metocica, Meringhia și Mexicana. În 1978, după desfințarea rezervației de la Poiana Brașov, se mai aduce un exemplar, masculul Robu, în rezervația Dragoș Vodă, astfel încât efectivul de zimbri se ridica la 10 exemplare. Tot în acest an se aduc în rezervație 2 mufoni, un lopotar și vazan de decor, aurii, argintii și comuni. În anul 1982 s-au transferat la rezervația de zimbri Bucșan Neagra următorii zimbri: Medalist, Mentol, Metocica, Meringhia și Robu, rămânând în rezervația Dragoș Vodă, zimbrul Rarău și zimbroaie Caraven. Astăzi, în total, în județ trăiesc 40 de zimbri, 17 în libertate, 17 în semi-libertate în țarcul de aclimatizare de la Vânători Neamț și 6 în captivitate la grădina zoologică Dragoș Vodă. În prezent, rezervația cuprinde, pe lângă populația de zimbri, și exemplare de cerbi carpatini, cerbi lopătari, căpriori, vulpi, urși, lupi, precum și o diversitate de specii de păsări. În rezervație se mai găsesc și câteva iazuri special amenajate pentru pescuit, cu frumoase exemplare de crap, caras, șalău, știucă sau biban, cel mai atractiv fiind lacul Zimbrărie, situat chiar la intrarea în rezervație pe partea stângă.